Bătălia de la alegerile locale din 2024 pentru primăria Motru se va da tot între actualul primar PSD Cosmin Morega și fostul primar PNL Gigel Gianu. Peste 400 de oameni au venit să-l susțină pe fostul edil și au convingerea că eșecurile se vor transforma în victorii la Motru. Sute de oameni la Motru, alături de echipa liberală care și-a desemnat candidatul pentru alegerile locale, doar astăzi am validat adeziunile la peste 120 de oameni. Suntem cea mai puternică echipă liberală până la acest moment din județul Gorj, peste 400 de oameni astăzi la Motru. Alături de domnul Gianu, în mandatul de primar la Motru, am obținut zeci de proiecte europene, proiecte care n-au fost finalizate și nici măcar implementate, unele de altfel pierdute de-a lungul timpului de administrație actuală. Dragile mele doamne liberale, vă rog să-l susținem pe domnul Gianu să fie primarul Motrului, să facem performanță și de ce nu să promovăm doamnele liberale în funcții de decizie. Am convingerea că domnul Gianu, conducând primăria Motru, comunitatea din Motru are ocazia să implementeze foarte multe proiecte europene și să aducă mulți investitori. Am învățat din greșeli și suntem pregătiți să transformăm eșecurile în victorii. Doamne ajută! Gigel Gianu este convins că va recâștiga primăria Motru și va dezvolta toate proiectele demarate în mandatul lui. Bineînțeles că știu problemele orașului, am condus orașul timp de 4 ani, am reușit să rezolv problemele moștenite din mandatul anterior, am reușit să atrag foarte multe fonduri pentru orașul nostru, am profitat de toate sursele de finanțare externe, că de la buget este foarte greu să faci ceva. Asta înseamnă că am dovedit că vreau și că pot. Evident că am șanse foarte mari să reușesc primăria și că știu ce voi face. Fonduri, dezvoltare, investiții în orașul Motru. Și liniște în oraș. Voi garanta respectarea legilor, regulamentelor și că cetățeanul va fi respectat. Gigel Gianu a mai candidat și la alegerile din 2020 la primăria Motru, însă a fost învins de socialdemocratul Cosmin Morega, între ei fiind un scor foarte strâns.